Bun, în mod normal, cred că n-ați văzut să fiu genul care să-și pună toată ziua poze pe Facebook. Nu sunt genul care, mă refer poze cu mine, nu sunt genul care să-mi fac selfie-uri. Da, am 50.000 de poze cu pisici. Dar nu, cred că nu sunt genul de om să mă pun toată ziua poze cu mine, să mă filmez, să mă aud vorbind. Da, vorbesc mult, scriu mult, sunt enervant, mi-aud foarte des că aia vorbește mult, aia e ficioasă, aia... Iar e nemulțumită aia, iar e negativistă aia, iarăși nu-i convine nu știu ce. În fine, probabil am eu alte așteptări de la societate, nu asta e ideea. Cumva e sâmbătă ora, cred că 4 și ceva. Și pentru că trebuie să o aștept pe frumoasa din pădure adormită de aici să trezească. Așa că, practic, nu pot să plec nicăieri. M-am gândit cumva să vorbesc despre două chestii care mie mi se par foarte importante. Legate de treaba asta cu medicina veterinară și care, din păcate, una dintre ele este ceva ce proprietarii ar trebui să facă și o parte foarte puțină dintre proprietarii de animale fac asta, deși ar trebui să fie o regulă 100%, deci nu ar trebui să existe nimeni care să nu facă asta. Și să aibă un animal. Și partea a doua este ceva ce, din păcate, proprietarii de animale fac prea des în România și nu doar în România. Vorbeam cu colegi care sunt în afară și se practică aceleași obiceiuri, ca să spun așa. Și, din păcate, nici la ei, nici la noi nu ne învață nimeni să facem față, să fim pregătiți, să fim într-o stare de asta de stand-by, să așteptăm cumva abuzurile astea emoționale, șantajul emoțional și să cumva să știm să-l oprim la timp, pentru că întotdeauna o să intervină mila legate de animal. Deci, cum ziceam, astăzi este sâmbătă, programul s-ar fi terminat undeva pe la ora 3. Dacă se trezește prințesica asta și cu tot ce mai am de făcut, cred că o să mă pornesc spre casă undeva pe la ora 6. Acum o să înceapă unii că iar vrea asta statuie, că stă acolo, că face, că... Nu, nu e vorba de statuie, e vorba despre faptul că m-am săturat de recenziile negative pe care le primim și de comentariile și de reclamațiile pe care le primim, pentru că, vezi, doamne, cei care nu înțeleg termenul de programare, simt nevoia să vină fără să anunțe, și știu, găsind închis, pentru că este o urgență, pentru că noi, de fapt, suntem în sala de operații sau suntem în spate cu un animal agresiv sau ceva, simt nevoia să dea recenzii de genul nu se respectă programul, alea nu stau la program, alea nu fac nimic, alea sunt niște leneșe, alea etc., etc. Nu, nu m-am trezit o dimineață gândindu-mă că, uite, astăzi aș vrea să mă apuc eu să mă filmez, că... Așa am eu chef și să vorbesc aiurea și oricum să nu mă asculte nimeni. Am avut o discuție foarte interesantă cu o clientă dimineață și în urma discuției cu doamna mi-am dat seama de astea două obiceiuri la români, din care unul se face și unul nu se face. De ce filmez? Pentru că oboseală, pentru că artroză, pentru că dureri de mâini și pentru că n-am chef să scriu o postare lungă pe care oricum să nu o citească nimeni pentru că, na, cumva n-am eu ce face. Deci, ce ar trebui să facă orice proprietar de animal în România și nu doar în România? În primul rând, ar trebui să ai, stimate proprietar, ar trebui să ai un veterinar. Ce faci tu ca om în momentul în care te muți într-un oraș? În momentul în care te muți într-un oraș, primul lucru pe care îl faci, îți cauți un medic de familie. De ce? Pentru că s-ar putea să fii bolnav, pentru că s-ar putea să-ți trebuiască o adeverință de sănătate, pentru că s-ar putea să vrei să te angajezi, să vrei să faci nu știu ce, s-ar putea să-ți rupi un picior, să-ți trebuiască o trimitere la specialist, nu mai zic ferească Dumnezeu, să faci un cancer, să te îmbolnăvești, să ai nevoie de trimitere de mers la medici de așa. Ei, ce faci? Aștepți să faci un cancer și după aia te-a pus să-ți cauți un medic de familie? Nu, în principiu ai deja un medic de familie pentru că asta este primul lucru pe care îl faci când te muți într-un oraș. Până și studenții, unul din primele lucruri pe care le fac când vin
într-un oraș universitar, se duc și se înscriu la medicul de familie care este medicul din Cămin sau care deservește Căminul sau, în fine, nu știu, n-am stat în Cămin, dar ceva genul. Nu am sunt la fel, ce faci dacă îți vine un copil, da? Să zicem că ești însărcinat, însărcinată, ce faci? Te apuci și cauți din timp un pediatru. Aștept să se nască copilul, să facă 6 luni și cauți un pediatru când este, nu știu, bolnav, are ceva? Nu. Cauți un pediatru în momentul în care ești happy, happy, joy, joy, că vine bebeul. Bun. În condițiile astea, cea mai logică chestie pe care tu ar trebui să o faci în momentul în care te hotărăști să-ți iei un animal sau în momentul în care ți iei un animal, este să ai un veterinar, pentru că veterinarul generalist, atenție, aici nu vorbim de specialiști, și aici ar fi o altă discuție, dar este și asta lungă și plictisitoare, despre cum ar trebui și noi în România să învățăm să avem și noi specialiști veterinari, în sensul în care să nu mai fie veterinar omul ăla bun la toate. Și de ce pun accent pe partea asta? Pentru că sunt proprietari care în momentul în care nu știu, îi trimitem la un control de specialitate, la cardiologie, la radiologie, la un chirurg care e specializat pe o anumită zonă, cum este ortopedia și pe care nu toți colegii și nu multe cabinete își permit să o facă, financiar vorbind, se strâmbă și primești eventual o replică de aia de genul, tu de ce ești aici? Tu de ce nu faci cardiologie? Tu de ce nu faci radiologie? Pentru că eu sunt medic generalist. Și atât timp, cât este un specialist, atât timp cât am cum să te trimit undeva unde să primești un rezultat mai bun, unde să primești un diagnostic corect, niciodată, dar niciodată nu o să-mi dau eu cu părerea și nu am să mă joc cu viața animalului tău. Și dacă nu înțelegi asta, clar nu ar trebui să ai un animal, zic eu. Societatea spune ce vrea. Da, și logic mi se pare, în momentul în care ții un animal, să-ți alegi un veterinar. Poți să faci asta cum vrei tu, poți să ți-l alegi din recenziile de pe net, de la cunoștințe, să-ți spună prietenii, uite, eu am pe Bobiță, Bobiță merg cu el acolo și sunt mulțumit sau nu sunt mulțumit. Poți să intri aleator în cabinetele veterinare, fără să ai animalul cu tine și să încerci să vorbești cu personalul, pur și simplu la o discuție, la modul, îl am pe Bobiță, aș vrea să fac o programare. Și discuțiile astea să le ai fără vreo obligații de programare, adică pur și simplu poți să intri, să discuți și să vezi cum rezonezi cu omul, că îți place. Fiecare om are chichițele lui, le înțelegem, nici noi nu rezonăm cu oricine. Și aici ar fi o altă discuție legat de cei care una, două amenință, mă duc în altă parte. Dragul meu, poți să o faci, adică nu te țin cu lanțuri, crede-mă că nu mă supăr decât să am o relație plină de frustrare cu tine, în care efectiv să simt că cade, nu știu, cerul pe mine când intri în cabinet, pentru că știu că ești un om dificil, pentru că faci urât, pentru că mă jignești, pentru că așa, crede-mă că prefer de 1000 de ori să mergi acolo unde te simți tu bine. Doar că amuzant și trist în același timp este că acei oameni care amenință că merg în altă parte nu o fac niciodată, adică, în fine. Iar și mai trist este că foarte multă lume consideră că nu avem dreptul să ne selectăm clienții, ceea ce nu este adevărat, pentru că nu trebuie, chiar dacă e depus un jurământ, nu ești obligat să suporți orice fel de comportament. Și aici, atenție, se încadrează și medicii umani. Pentru că am văzut niște discuții în care medicii umani erau considerați că ei, datorită jurământului lui Hipocrate, nu au voie să refuze nicio consultație. Nu, singurii care nu au voie să te refuze sunt cei din UPU, din păcate, săracii de ei. Dar dacă tu te duci și ameninți fizic, verbal, nu știu, te duci cu toată șatra după tine la medic, da, el o să aibă dreptul să refuze consultația. Dacă simte că integritatea lui de orice fel este pusă în pericol, are dreptul să refuze consultația. Jurământul ăla lui Hipocrate, la un moment dat, specifică cât vei face meseria cu decență și ai dreptul la acea decență. Și de asta spun, puteți să mergeți din cabinet în cabinet și să alegeți să mergeți acolo unde ați simțit voi că ați rezonat. Poate vreți un medic bărbat, poate vreți un medic femeie, poate vreți o blondă, nu e nicio problemă. Poate vreți o persoană mai în vârstă. Aici o să fie un pic amuzant pentru că o să observați că nu prea sunt medici veterinari
peste o anumită vârstă care să practice, pentru că majoritatea fie s-au reprofilat, fie cumva, n-aș vrea nici să generalizez, dar este o meserie în care lumea își dă seama după anumită vârstă că nu mai ține treaba și mai bine îți vezi de viață și ești fericit și faci altceva. Și asta cumva tot din cauza oamenilor, în mare parte. Deci poți să alegi ce vrei tu, blondă, brunetă, bărbat, femeie, tânăr, bătrân, ce vrei tu, ce te face și te simți bine. Important este să ai o relație de respect reciproc, o relație de încredere reciprocă cu veterinarul tău și să ai o relație constantă, adică să nu vii odată la 5 ani și să spui eu sunt clientul dumneavoastră, nu s-ar putea să nu mi-aduc aminte de tine, poate de bobiță mi-aduc aminte, s-ar putea. Dar nu, faptul că ai venit acum 5 ani nu înseamnă că avem o relație de colaborare și nu este în detrimentul meu, este în detrimentul lui Bobiță. Pentru că Bobiță probabil în ăștia 5 ani nu prea a fost vaccinat, nu prea a fost deparazitat, nu prea a fost consultat. De alimentație nu mai vorbim, probabil a mâncat sarmalele de alaltieri. Și de ce spun eu că este importantă chestia asta? Pentru că doamna cu care am avut o discuție dimineață avea un fix genul de animal care n-a văzut doctor în viața lui. Nu cunoștea, de fapt, niciun cabinet veterinar, nu cunoștea niciun veterinar. Ea pur și simplu venise la noi pentru că era mai aproape. Și era fix într-o situație de aia în care animalul trebuia să fie văzut de un medic veterinar astăzi, trebuia să fie operat astăzi. Și doamna era fix în situația aia în care am urgență cu animalul, nu am niciun veterinar cu care să colaborez, așa că mă duc unde mi este mai aproape. Și nu este ok să ajungem în situațiile astea, pentru că cei cu care colaborăm de ani de zile știu că atât timp cât am avut o colaborare bazată pe încredere, bazată pe respect. Și aici când spun de respect, mă refer la faptul că atât timp cât noi respectăm, ne așteptăm la același respect și să nu fim numite fetele de la stradă, vânzătoarele de acolo, aia grasă, aia însărcinată, aia cu ochelare, aia care nu știu ce am mai văzut eu făcând într-o zi prin Kaufland. Și când mă refer la încredere, este că nu știu dacă pleci pe premiza că doctorul ăla este acolo doar ca să-ți ia ție banii, cred că la fel din start n-ar trebui să ai un animal, pentru că nu, nu știu, din păcate foarte des îmi întâlnesc și prin grupurile astea de câini de pisici și prin recenziile cabinetelor întâlnesc faze de genul ăsta în care oamenii consideră că schema de vaccinare este făcută doar ca să noi luăm noi bani, deparazitările sunt făcute doar ca să luăm noi bani, bolile nu există. Este mai ok să-i dai pe gât niște spirt decât să te duci la doctor și să vezi dacă are ce să-i mai facă după 5 zile de parvoviroză în care tu le-ai ținut acasă. Sunt chestiile astea din credere în care dacă tu intri în cabinet din prima cu premisa că măi, ăsta este, cred că, un nenorocit care o să-mi ia mie bani și să vezi ce mă jupaie pe mine și acum așa, mai bine nu te duci, pentru că noi simțim chestiile astea și la început poate nu le simți, dar după câțiva ani începi să le simți, începi să le știi. Și o să influențeze, pentru că automat nici tu nu o să ai încredere în omul ăla. Tu ca medic veterinar nu o să ai încredere în omul ăla. Și de ce spun că este foarte importantă relația asta de încredere și de respect reciproc? Pentru că cei cu care colaborăm de ani de zile, cred că știu foarte bine că nu au fost refuzați în momentul în care a apărut o situație specială în afara programului. Cred că nu au fost niciodată refuzați pe motiv că nu au fost bănuții atunci, în momentul intervenției. Dar în schimb am primit foarte multă frustrare din partea unor persoane care erau niște necunoscuți sau practic, nu știu, veniseră odată acum 5 ani în cabinet și care în momentul în care sunau noaptea și li se spunea că nu facem deplasări la domiciliu sau nu facem deplasări noaptea, începeau să vorbească urât, reacționau foarte urât
și nu înțelegeau de ce nu venim. Acum, într-adevăr, treaba asta cu urgențele de noapte e o situație specială. Nu vreau să mă lungesc acum pe tema asta. Sunt niște motive foarte întemeiate pentru care, din păcate, Iașiul nu se pretează pentru urgențe de noapte. Și aici mă refer la cabinetele private. Deci asta mică doarme, ia-i bine. Doarme până mâine. Și are o limbuță foarte simpatică. și am avut multe situații în care oamenii au devenit violenți verbal, au început cu amenințări, pe motiv că de ce nu venim acasă, de ce nu venim noaptea. Eu nu pot să merg noaptea sau nu pot să vin la cabinet noaptea pentru cineva pe care nu-l cunosc. Pentru că dacă vă uitați un pic în jur la ce se întâmplă, o să vedeți că sunt destule persoane care am să mă limitez să spun că au nevoie de ajutor specializat. În momentul în care te cunosc, ești client de ani de zile, știu că ești ok, știu că ești un om în care pot să am încredere, da, vin și la 1 noaptea. Da, vin la tine acasă, dacă este nevoie. Dar nu poți să reacționezi urât că un om care nu te cunoaște nu vrea să vină singur la tine acasă la 1 noaptea. Și ca să fac o paranteză, văzusem recenzia unui domn legat de o colegă de la un alt cabinet. Și specula legat de profesionalismul ei pentru că a venit cumva la o oră mai aparte pentru dumnealui la cabinet. Dar a venit însoțită de tatăl ei, colega fiind mai tânără decât mine. Oh my God! Și se specula la modul, păi aia înseamnă că nu știe nimic, a venit cu tațu. Nu, băiețaș, nu. Colega a venit cu taicu pentru că era o oră destul de târzie și probabil a fost frică să fie cu un necunoscut la o oră târzie singură în cabinet. Pentru că, de exemplu, mai aveam o colegă care la un moment dat făcea urgenții de noapte și îmi spunea că lua soțul cu ea, tocmai pentru că erau oameni care deveneau violenți, sunt bărbați care au impresia că tu te-ai dus acolo să faci mai mult decât medicina veterinară. Sunt persoane care în momentul în care văd că, nu știu, animalul nu poate fi salvat, devin violente. Astea sunt chestii care până la urmă și cei de pe salvări se confruntă destul de des, gen, nu știu, mai vezi câte o știre în care cei de pe ambulanță și-au luat bătaie. Și de asta spun că dacă tu nu ai un medic veterinar cu care să colaborezi în mod normal și care să poate avea încredere în tine că poate veni de acasă la 1 noaptea sau că poate să meargă la tine acasă și el pleacă întreg de acolo și că, nu știu, nu pleacă cu capul spart și înjurat și mai știu eu ce, de asta trebuie să ai un medic veterinar care să fie al tău, cumva. Să ai o relație de colaborare. Acum, sincer, să nu știu cât de coerent am fost, super obosită. Mi se pare că am vorbit mai mult decât trebuie și cred că m-am repetat foarte mult. Și acum, ceea ce nu ar trebui să facă proprietarii, dar din păcate o fac foarte des, aruncă pisica moartă în curtea ta. Și aici am să vorbesc mai exact despre discuția pe care am avut-o cu doamna dimineață. Doamna în sine avea o pisică care avea o plagă la nivel abdominal. Nu a venit cu pisica. Tocmai pentru că nu a venit niciodată cu ea la un control, nu a interesat-o să știe ce e cu pisica aia. Deși stă, din ce am înțeles, foarte aproape de cabinet, la două străzi sau ceva de genul, nu știa sigur ce este aici, a venit doar ca să întrebe, a venit pe farmacie. Ideea inițială a fost la modul, aveți un medic aici? Este vreun medic aici? Aveți vreun medic? I-am explicat că da. După care m-a întrebat dacă facem intervenții chirurgicale. I-am spus că în mod normal da, dar mai mult cu programare. Și mi-a explicat de pisica ei, care are o tăietură pe burtă, s-a tăiat în ceva. Tăietură destul de urâtă pentru că, din câte mi-a explicat, era practic o evisceratie, intestinele atârnau pe afară.
I-am explicat că eu sunt momentan singură și am programări, am consultații și am și intervenții. Astăzi și nu am cum să mă ocup. Dar ca de obicei, pentru că repede cei care, nu știu, colaborăm de ani de zile, nu cred că au plecat vreodată de aici fără o soluție. Adică la modul, nu pot eu să te ajut cu ceva, dar încerc să-ți găsesc o soluție. Încerc să văd ce poți să faci. M-am oferit cumva să-i dau doamnei adresa și numărul de telefon a celui mai apropiat cabinet veterinar din zonă, care avea și program astăzi, avea și program un pic mai lunguț chiar decât noi. Și fiind și mai proaspăt, ca zic așa, deschis, era posibil să găsească mai repede, nu știu, ajutor. Și aici cumva situația a degenerat cu doamna, pentru că a făcut fix ceea ce numesc eu să arunci pisica moartă în curtea altuia. Și anume mi-a spus că ea a venit la noi pentru că suntem aproape. Ea nu are cum să meargă cu pisica în altă parte pentru că nu are timp. Și cumva a insistat că totuși dacă nu se poate. I-am explicat că nu se poate, în fine, am fost calmă cu ea, i-am explicat din nou motivele pentru care nu pot, la care doamna efectiv a început să râdă și îmi spune ceva de genul că, păi da, am înțeles că aveți treabă, dar eu trebuie să stau cu nepoții mei și din punctul meu de vedere, situația mea este mai deosebită și mai gravă decât a dumneavoastră, că aveți programări și aveți intervenții chirurgicale astăzi. Eu trebuie să stau cu nepoții și este mult mai complicat decât ce îmi spuneți dumneavoastră. Eu cred că am mai spus odată, într-un acces de nervi, pot să-l numesc așa, sunt acele persoane care vin și spun de ce tunsul durează, de ce mă programați peste nu știu câte zile, o săptămână, două, pentru că este foarte ușor. Și la un moment dat la nervi i-am spus cuiva că dacă este atât de ușor, îl invit cu câinele pe masă, îi ofer mașina, îi ofer toate instrumentele necesare și îl invit să o facă el, cu mânuța lui. Bineînțeles că nu s-a apucat să-și tundă singur câinele, că încercase acasă și durase vreo 7 ore. Dar de ce durează atât? Am fost foarte calmă cu doamna, dar efectiv îmi venea să o întreb dacă nu vrea să vină dumneai cu pisica, să-i ofer instrumentarul chirurgical și toate cele necesare și să o opereze ea, pentru că practic mi-a spus că e mai ușor pentru mine să fac eventual 2 intervenții chirurgicale odată decât faptul că ea trebuie să stea cu nepoții. Adică despre ce vorbim? Știu că din afară, treaba asta, cum ziceam, veterinar, pare ușoară, pare că toată ziua stai și mângâi pisicuțe și cățeluși, dar nu este așa. În primul rând, este foarte mult efort fizic, este foarte mult efort psihic, este foarte mult efort emoțional, așa că, nu, îmi pare rău, nu este mai ușor să faci 2 operații în același timp eventual decât să stai cu nepoții. Bine, acum depinde și cum ai educat nepoții aia, că dacă ai educat cum ai educat, nu-i problema mea, e problema ta, din nou nu arunca pisica moartă în ograda mea. În fine, până la urmă am convins-o pe doamna și i-am dat numărul de la cabinetul respectiv. După care a venit replica de la care a plecat, de fapt, toată chestia asta. Am să văd dacă poate să meargă băiatul cu ea acolo. Dacă nu, am să o las așa. Și dacă moare, o să fie din cauza dumneavoastră că m-ați refuzat. Nu, dacă moare, o să fie din cauza ta, pentru că ești un proprietar irresponsabil, pentru că ar fi trebuit la momentul respectiv tu să ai o colaborare cu un medic veterinar pe care să poți să-l suni în momentul în care ai văzut că animalul are o plagă. Și pentru că din diverse motive, din câți oameni sunteți în casa aia, fiecare are ceva mai bun de făcut decât să ducă pisica la veterinar, să fie cusută. Și din păcate, este o speculă emoțională pe care foarte mulți proprietari o practică. Este ceva de genul, dacă nu îmi faceți reducere, las să moară. Dacă
Nu mergeți acasă, las să moară. Dacă nu luați pui ăștia pe care i-am găsit eu acum la tomberon, îi duc înapoi la tomberon și îi las să moară. Deci este groaznic, pentru că nu, nu este normal să ne se pună nouă cumva în, în spate niște chestii care nu țin de noi. Fiecare om are două mâini, are două picioare, face cât poate, de multe ori și de foarte multe ori simt și simțim că face mai mult decât trebuie. Și asta cred că ține cumva de maturitatea emoțională a fiecăruia, pentru că un om care este matur și care înțelege cum să treabă cu responsabilitatea, nu dă replici de genul ăsta. Astea sunt replici de genul, nu știu, le dau adolescenții, dacă nu îmi dai bani de discotecă, mă duc și mă arunc de la etaj. Sau mai știu eu ce, dar nu, un om care este matur emoțional o să încerce să găsească nu știu, soluții alături cumva de cei cărora, nu știu, le cere ajutorul, dar nu o să vină niciodată cu chestii de genul dacă nu îmi faci, las animalul să moară sau nu e ok, deci nu e ok să faceți asta. Este o meserie care deja este destul de, nu știu, este o presiune emoțională și psihică foarte mare și chiar nu cred că este nevoie să auzim măcar de 2-3 ori pe săptămână replici de genul ăsta. Am mai avut pe cineva, de exemplu, acum câțiva ani, vroia să merg la el acasă ca să îi fac consultații la un câine care, după spusele lui, mâncase o travă. Aceeași poveste, eram singură, omulețul sincer era dubios, deci nu era o casă în care aș fi vrut să mă duc singură. Era vorba de un câine mare și aici cumva sublinea faptul că, chiar dacă nu-mi pare un om dubios, sunt oameni care nu au control pe propriul animal. Printre ultimele dăți când am făcut deplasări la domiciliu, era la propriu să nu mai ies de acolo. Pentru că proprietarul avea un Rottweiler, nu avea deloc control asupra lui și în momentul în care a văzut câinele și a scos bodnița, a fugit și m-a lăsat singură cu câinele. Și câinele era agresiv. Nu mi-este frică de animal, nu mi-este frică de câini, nu mi-este frică de mățe. Dar da, ideea unui Rottweiler care mă mușcă de gât nu mi se pare în regulă. Adică dacă ții un alt câine de talie mare, ți-l asumi și mor cu el de gât în momentul în care ai un om străin în curte. Bine, dacă ți intră un hoț în curte, lasă-l muște, dar eu nu am intrat acolo să fac nimic, tu m-ai chemat. Și respectivul de care spuneam cu câțiva ani în urmă, în momentul în care am spus că nu pot să fac deplasare la el acasă, mai ales că o să lase câinele să moară. Și ce a fost șocant este că nu era o problemă transportul. Deci avea mașină, avea cu ce să-l aducă. Era un câine de rasă, era un Akita, deci nu era ca și cum, uite, am salvat nu știu ce boschetar și n-am chef să cheltui pe el sau așa. Problema nu erau banii, problema nu era transportul. Problema era că domnul spălase mașina. Și efectiv mi-a spus că dacă nu vine acasă, o să lase câinele să moară pentru că el și-a spălat mașina și el nu mai bagă câinele în mașină. Și ăsta este momentul în care vin și după atâtea recenzii și comentarii pe care le văd pe grupuri despre cum veterinarii ăștia sunt numai după bani și nu le pasă, stau și mă întreb cui îi pasă la final în unele cazuri mai mult de animal. Veterinarul ăla care nu mai poate decât vrea numai bani sau proprietarul care vine și îmi spuneam să-l las să moară pentru că mi-a spălat mașina. Nu știu, gândiți voi cum stă treaba asta. Și deci practic ideile pe care nu știu cât am reușit mai mult sau mai puțin să le subliniez semi-incoerentă și obosită, deci mai am un pic și mă culc lângă asta mică care nu e chiar mică. Unul la mână, oameni buni, când vă luați un animal, luați-vă, ca să zic așa, și un veterinar. Deci vine, veterinarul vine la pachet cu animal, vă place sau nu, am înțeles că nu vă convine, că serviciile se plătesc, astea, să mă ierte Dumnezeu, acum avea un animal nu este ceva obligatoriu, până la urmă este o alegere.
Sistemul veterinar nu este de stat, este privat. Multă lume confundă faptul că merge, nu știu, la Spitalul Spiridon și nu plătește, că plătește CSU, cu zona asta veterinară. Nu plătesc niciun CS pentru câine. Ar fi ok dacă ar exista varianta asta, dar nu este. Deci, oameni buni, luați-vă un veterinar în momentul în care vă luați un animal, pentru că o să fiți în situații în care o să căutați un medic în situații mai speciale, nu o să găsiți, pentru că nu o să existe relația asta cumva de încredere și de reciprocitate și la final nu o să faceți decât să vă vărsați nervii pe o persoană terță care n-are nicio vină. Și nu este ok. Adică niciun om nu ar trebui să fie înjurat, jignit, făcut în toate felurile, pentru că nu face ceva în afara programului lui, pentru că credeți-mă, majoritatea colegilor fac chestii în afara programului, majoritatea colegilor lasă foarte mult de la ei, dar nu poți, niciun om nu poate să funcționeze 24 din 24, niciun om nu poate și nu este ok, pentru că în momentul în care un om obosit o să vină să-ți facă ție ceva, o să te alegi cu niște servicii proaste, pentru că omul ăla nu o să poată să facă față. Cum spuneam, treaba asta cu urgențele este un subiect unde ar fi prea multe de zis și oricum deja probabil foarte mulți o să fie la modul vorbit asta mult și prost aici și degeaba. Și doi la mână, nu este veterinarul de vină pentru faptul că voi sunteți iresponsabil, nu este veterinarul de vină pentru faptul că ajungeți în niște situații în care nu ar trebui să ajungeți. Nici animalul nu este de vină pentru că am mai văzut niște faze, am mai trăit niște faze în care cumva proprietarul era nervos pe animal, gen câinele ăsta este prost, uite ce a făcut câinele ăsta prost. Nu, câinele nu este prost, câinele este un câine. Câinele sau pisica aia o să facă chestiile pe care câinii și pisicile le fac și este lipsa ta de responsabilitate. Uite, de exemplu, dacă ar fi să mă acuz pe mine de ceva, ca proprietar și mă consider responsabilă din punctul ăsta de vedere, Liza mea este, cred că, a treia oară când a căzut pe scări, pe scara care este în apartament spre camera de sus. Și da, sunt responsabilă pentru că ar trebui să mă mobilizez, să iau un gărduț de la ceva de copil, Doamne iartă, mâncare, să-l pun acolo, ca să nu mai orice scara aia nenorocită, că e a treia oară când se duce de-a dura. Și da, este vina mea. Dacă Doamne ferește într-o zi și rupe ceva, o să fie vina totală a mea, ea face ce face orice câine, aleargă. Aleargă și e împiedicată și se dă de-a dura pe scară. Și dacă, Doamne ferește, o să întâmple ceva, o să fie vina mea, că nu am cumpărat drăcia aia de gărduț de separare. Nu este vina câinelui, nu este câine prost. Și de asemenea, dacă Doamne ferește și rupe ceva într-o noapte de Crăciun, nu o să fie vina colegilor ortopezi că nu sunt acolo. Au și oamenii Crăciun, au și oamenii familie. Nu am să reacționez, nu știu, ceva de genul, uite acum ăsta stă și mănâncă cozonac și câinele meu are un picior rupt. Nu, pentru că nu este ok. Acum, până la urmă, nu știu, rămâne la latitudinea fiecăruia, ce a văzut acasă în aia 7 ani de acasă, rămâne la latitudinea fiecăruia cât înțelege din ceea ce se întâmplă în jur. Dar ca idee, drăguț ar fi ca prima dată când vă luați un animal să îi luați un medic de familie. Și în a doilea rând, mai puțin important pentru proprietar și pentru animal, ar fi drăguț să nu mai puneți atâta presiune emoțională și psihologică pe medicii veterinari. Pentru că sunt oameni și pentru că la un moment dat clachează. Și ca să nu clacheze, și aici vine reacția, ca să spun așa, dar pentru că orice acțiune are și o reacție, fie medicul ăla veterinar o să clacheze, o să se lase de meserie, o să ducă să facă altceva sau, Doamne ferește, face altă trăsnaie mai minunată, cum să vede și la nivel internațional, este meseria cu o rată foarte mare de suicid. Sau
reacția cealaltă o să fie că medicul respectiv o să devină o scârbă. Și nu o să devină o scârbă cu toată lumea. Nu. Pur și simplu veți observa că atitudinea lui va fi schimbată. O să fie mai rece, o să fie mai expeditiv. O să ajungă la vorba aia voastră că măi, ăsta m-a chemat aici sau mi-a făcut numai ca să-mi ia banii. Și nu o să fie pentru că el este o scârbă. O să fie pur și simplu pentru că începi să-ți construiești niște mecanisme de apărare. Și încep să pui bariere. Și aici este fix chestia aia, clișeul ăla cu în momentul în care omul schimbă comportamentul față de tine, nu te întreba ce s-a întâmplat cu el, întreabă-te ce ai făcut. Și din păcate foarte puțin înțeleg asta. Da, nu știu ce brânză a ieșit aici, dar n-am avut chef să scriu, am zis că vorbesc 10 minute și am vorbit jumătate de oră. Asta mic între timp nu doarme prea bine sforul aici lângă mine, așa cred că ora aia 6 de plecat o să fac 7. Na, ce pot să zic? Ideea de bază ar fi să fiți responsabili, să aveți grijă de animaluțele voastre și să ne respectăm reciproc ca să fie treaba bună. Și de data cu treaba asta, gata, am tăcut și mă duc să-mi fac o cafea a treia pe ziua de azi.